Bună seara! Ce mai faceți? Bine? Bine! E bine, este? Bravo! Mă bucur că faceți bine, pentru că de ce? Eu sunt liniștit, mulțumită lui Dumnezeu, sunt calm, n-am nicio problemă. Sunt calm, se vede că sunt calm, este? Bă, se vede sau nu se vede că sunt calm? Cel mai om calm eu sunt! Bine, mă! Și uite acum că e postul Paștelui, așa? Vreau eu să fac o aroganță și să iert eu pe toată lumea, așa, uite. George Becali e în postul Paștelui și vrea să ierte pe toți care au greșit. Bam, 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 bam. Îl iert pe Meme Stoica că m-a făcut ciobanul părit. Păi nu știe ce zice, mă, stai închid, vorbește, el cu tare, te. Păi de unde știe vreodată Meme Stoica că este părit? Păi ce am ursoile împreună sau ce? Bine, mă, și uite așa, îl iert și pe Hagi, că cu tare, stai închid, el rege, nu mai răspunde la telefon. Păi nu mai răspunde la telefon, Gică Hagi, că el e Maradona din Carpați. Băi, și nebun! Maradona din Carpați, dar care Carpați, cu filtru sau fără filtru? Bine, mă, și mărinimea mea așa, păi ieri și pe suporteri, mă, de mă, nu mai vreau cu tare, scandal cu suporterii, că cu tare, că ieri și pe suporteri, că nu mai vreau să nu mai zică că le poartă pe calii dușmănii. Și ce fac? Redeschid peluza sud, dar o să pun biletele 1000 de lei bucata. Bam, 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 bam. Păi nu se poate că e scump să-l înjur pe becali. Bine, mă, și uite tot așa, că să iert pe toată lumea, să fiu eu mare și mărinimos, să nu mai zică lumea nimic. Le iert și pe zdrențele de jurnaliști care scriu că cu tare, că Becali face echipa, că Becali impune jucător, că Becali îl dă afară pe stoichiță. Miciuni, miciuni, miciuni! Vagabond, drențe! Cât e George Becali, patronul la Steaua, stoichiță o să fie antrenor pe viață! Și cu asta basta! Bine, acum depinde pe cine o să antreneze el, mă înțeles? Pentru că de ce? Dacă mai joacă el mie vreodată cu Petre Marin și cu Tudose, păi atunci o să-mi antreneze oile, domnul stoichiță! Le ia ușor, cu tare, mai un joc de gleznă, mai pa-pa-pa-pa-pa, ba-ba-ba-ba-ba, mai cu tare. Și să vezi ce lapte o să dea după aia, mai înțeles? Bine, bă, și cu tare, adică să nu mai lungesc ca iura, vă iert pe toți, bagabonților, zdrențelor, și cu asta, basta, am terminat. Vă iert pe toți, pentru că de ce? Unul este Dumnezeu! Bine, bă, v-am pupat, hai, ceau! M-am distrat cu voi, hai, ceau, pa, pa! Divorț în familia Năstase. Dacă ați fost vreodată curioși să aflați cum se desfășoară un divorț în lumea vedetelor tenisului, acum aveți prilejul să aflați adevărul. Out! Cum out a fost asta? Dacă spun eu că a fost out, a fost out, Nasti! A fost out! Cum să fie, domnule, ești tâmpit la cap? Iubi, nu vreau să te fac mincinoasă, dar arbitrul ăsta e tâmpit! Vorbește frumos cu el că e avocatul meu! 15-0 și vila din Dorobanți pentru doamna Amalia Năstase! Iubito, dar nu a fost out, a fost as! Silence, please! Bun. Da. Out! Out! 30-0 și castel din Franța pentru doamna Amalia Năstase! Cum să fie, domnule, out, ești nebun la cap, a fost înăuntru! Silence, please! Bun. Ia, ia asta. Ia asta. Zici a fost. Greșeală de picior, 40-0 și vila de la Paris pentru doamna Amalia Năstase. Ah! Game, set, match și partaj câștigate de doamna Amalia Năstase. Ce-ai pățit? N-am vrut să dau în tine. Sufletel, ce? Acum că am terminat partajul, da, îmi faci și mie lipela cu țiriac? Când ești plăbe complicat, totul e sofisticat, lumea crede că ești bană. Asta e
sunt prejudecăți, avem alte abilități. Eu, spre exemplu, sunt a noastră. Poate nu fii stupidă, poate nu se spune sunt a noastră. E mai simplu să arniți doar că ești barză. Lumea e invidioasă, e mai simplu să fii grasă. Nu mai spun ce-ar însemna să fii brunetă sau șatenă sau rușcată. Până peste cap de nesătula Marinela, Romeo își ia câmpii și pleacă în lume în căutarea unei muze de o noapte. Zep, zep, pădule, brăbe, fata, stigrețele la marelele porosiste, biturbo, fata! E zi, fate, fac o călătorie de plăcere! Ce, mă? Zic, ai de cumpărat tu să-ți arate Nosferatul și-ți mai știi când ceva, dacă zi, fave, cu mine! Dă-te, dracu de manelist! Nu vezi că eu sunt rocăriță? Hai! Dispar, arde! Bă, sporocul tău, du-te fă-la pușcărie de-ați drept, să nenorocită! Ia, uite-mi, pălă! Alo! Alo, căprioară! Aici vânătorul! Ia zi, fă, te fac o vânătoare pe cerșef! Alo, nu mai sări garduri, fă! Toarce-te cu fața să-ți vadă regele Guriță! Romeo! Alo! Romeo! De ce fugi de mine, Romeo? Romeo! Ia-mă pe ciupalau! Distruge-mă psihologic pentru tuta la vita! Pleacă, fă, dă-i drumul! Pleacă de aici! Alo, nu mai scap de sepia asta să moară familia mea, bă! Ce bunăciune să vă răspăbinele! Prințesă, sigurică, sigurică! Aoleu, ce voce ai de băgătil, nu de nici nu vrei să știi! Aoleu, stai cu minte, șap-șap, pădulap, că mă faci de câte voce! Ia vină cu... Auzi, fă, și cam cât m-ar costa plăcerea asta? E gratis! Ce bunăciune și e bocă! Hai la rege, mașină! Ia stai așa, fă! Cred că nu se iau nimica de la tine care să mă usture, da? Nu să te mai usture nimic cu toată viața! Bă, Lila, treci la rege, mașină! Închide ochii și nu te mai gândi la nimic! Dă-te jos, dă-te jos, băga, bătă, dă-te jos, dă-te jos, băga, bătă, n-auzi, dă-te jos și are sexe, să zice amendă, ție pentru prostituție, dă-te jos, Lina, dă-te jos!
piace, perché questa sera abbiamo una devisa alla nostra emissione e la devisa è il scandalo. Allora, fai entrare la scandala gioica Juana Zamorano e Pippi, eh! Bun, hai să ne înțelegem de la început, să fie clar pentru tine, da? Clar, sì. Unul la mână. Sì. El este Pepe pentru tine. Ah, scuza. E soțul meu. A, și doi la mână. Ramona. Mai ușor. Și doi la mână. Sì. Eu sunt Oana, doamna Oana, pentru că... Ah, sì, è vero, sì, scusa, signora Zamorano, ma perché sei così nervosa, eh? Păi cum să nu fiu, mă, Ramona nervoasă? Cum să fiu calmă? Crezi că dacă aș fi calmă, aș face eu rating? È vero, ah, sì, è vero, è vero. Allora, Oana, Oana, dica, che scandalo hai preparato per noi questa sera? Perché sei venito, eh? Bun. Pozitivismul tău exacerbat mă scoate din calmul meu englezesc. Bun, să trecem la conflictul care mă macină și mă mistie. Conflictul, scandalul, sí. Da. Bun, am adus hăinile astea de blăni, blănile astea de hăini aici, care le am de la mama, care nu e mama, că eu nu mai am mamă. Ei, Oana, nu începi la mama, ai născut, ai reprobeta, ai confesiune la chiușă. Da. De Italia, proaste, foarte proaste. Bun, să revenim la problema mea. Reveniamo, care mă arde și mă mistuie, eh? Bun, de care mama, hoața de mama, care nu e mama, zice că le-am de la ea și că vreau să le vând ca să câștig bani. Ce zice hoața, 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 hoața. O, mă, taure fioros, ho! Aplauze pe Pepe, aplauze! Mână. E, sì, una. Nu le am de la mama. Sì. Doi, că eu nu am mamă. Sì, eu l-am murit. Da? Doi prim. Sì. Nu le-am vândut. Nu le-am vândut pe toate. Nu le-am vândut pe toate. Hai, mă, Pepe, mă, dă-o. Bravo, bravo, sì. Las că vorbim acasă. Bun, deci, ce fac eu cu hăinile de blăni? Cu blănile de hăini? E, sì. Ca să fiu mai clară. E ceva scandalos, o? Evident. Sì. Ce putea să facă Oana Zăvoranu decât ceva scandalos, sì, uluitor, extraordinar. Să le dea foc în direct. E scandalos, l'occhio show, abbiamo il fuoco in diretto? E sì, abbiamo il fuoco in diretto. Ecco, ecco. Grazie ragazzi, grazie, grazie. C'è Oana, l'occhio show è in diretto a fare un'azione molto scandalosa. Uite, mamă, mamica mea scumpă, uite aici fisonul mort, uite ce fac eu cu blănile, uite-te puțin. Hai, ecco. Pepe, ajută-mă. Ecco, c'è Pepe chi l'aiuta, ecco, questo momento. E Oana, dica, dica. Nu că am un mesaj pentru mama mea. Un mesaj? Care nu e mama, că eu nu mai am mamă. Bun, mamă dragă, scumpă fostă, am un mesaj pentru tine. Să știi că pe orice plan noi suntem foarte bine și financiar și sufletește. Ești o ratată, am să te arunc în stradă unde ți-e locul. Asta este, am să-ți suflu în ceafă, mamă. Și eu sunt gata, 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 gata. Gata, bravo, Pepe. Bravo, per Pepe, sì. Haide. Bun, uite ce fac eu. Pentru că m-am săturat de acest circ în care m-a târât mama, care nu mai e mama, că eu nu am mamă. Sì, ho lavorato questa, sì, da? Ecco l'azione. Uite ce fac eu acum, senzațional. Sto in diretto, l'occhio show, c'è la benzina che curge, sì. Da? Ecco. Benzina care curge. Sì. Focul care mistuie. Sì. Mistuie toată răutatea pe care a băgat-o în casă mama mea. Sì. Care trebuia să mă iubească și a vrut să ne despartă și am suferit ca un câine. Eu nu am mamă, eu am tată. Iată focul. Ecco il fuoco. Da? Ecco che fuoco, chi? E c'è il fuoco in diretto all'occhio show, c'è scandaloso. Applause per il scandalo, ecco. Asta e, sì. Ramona. Asta e focul care o să ardă blestemele unei infractoare care este un o fostă mamă. Un momento, abbiamo l'infrattore in diretto? Eh sì, c'è l'infrattore in diretta, c'è signora Zamorano in diretta, possiamo parlare con lei, ma dopo pubblicità. Gabi, vai. Vieni, vieni. Mm.
Moarte vrăjitoarei! 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 Petrecerea continuă! Zăvorâncile, scandal dincolo de orice limită. Dacă ai probleme cu audiența, nu ezita să le contactezi. Acest produs se eliberează fără prescripția CNA-ului. Dacă apar manifestări neplăcute, schimbați canalul sau închideți repede televizorul. Cămașa. Ai Pepe și doar la camicia, jos-o, all'occhio show. Sicuramente o să fie aruncata in foco. E sicuramente da? Cămașa de la tine, da? O vezi? Nu mai vezi. E non c'è più. Non c'è più la camicia di Pepe. Și pantalonaci de Pipi. Pipi, Pepe pentru tine, hoțo infractor și ratato. Hai, jos pantaloni. Ecco! Haide, ma hai, non c'è possibile, all'occhio show ci Pepe chi va a donare jos i pantaloni, c'è. C'è molto scandaloso, c'è molto scandaloso. Tengo questo, voglio. Pantalon da stattine, da pensie, da unde? Ecco, hai. C'è molto difficile. Non c'è, mo' scaito in ultima vreme. Ehi, vezi? Pantalon da latine, da? Nu-i mai vezi. Non c'è più! Non c'è più! Hai, ce mai ai de zis? Și părintesiul tău era de la mine! E vero? E vero, Oana? Bine! Uite ce fac eu cu parpalacul tău! E multă suspansă! Că zici tu că e al tău! Că ai muncit tu, dar te-ai rupt pe brânci! Pe locuri dubioase! Și ai făcut rost de bani! Ia, uite! Îl vezi? Da, îl vezi? Non c'è più il parpalacco! Hai, acum ce mai zici? Lasă-mă, Ramona, să mă hărțuiesc cu ea! Ei, ce mai zici? Oana! Da! Dacă nu eram eu, nu te fi măritat cu Pipi! E vero, Oana! Bun, dacă așa stau lucrurile, ce vrei tu să spui, măi, infractoară? Că ce? Căsnicia mea, unde eu sunt fericită, bula mea, universul meu frumos, este datorită ție? Păi tu nu vrei să te măriți cu el și eu te-am convins. E vero, Oana? Așa e, Oana. Da-și mă, Pepe. Bun, deci tu m-ai convins, da? Eu sunt fericită pentru că tu ai făcut totul pentru mine, da? Bun, Pepe, du-te acolo puțin. Oana, hai, ce succede? Du-te acolo și nu ai comenta. Oana, da? Ce cosa succede all'occhio show? Uite ce fac eu! Păcăznicia făcută de tine! Oana, nu e posibil! Aspetta, Oana! E mult scandaloso! Gata cu acest circ în care m-a târât această hoață! Oana, te rog frumos, potrești! Oana, mai nu-i vero ce să fac, Oana, eco! Ia uite cum sunt eu cu calmul meu englezesc! Oana, cum fac, dau eu foc! Oana, te rog frumos, Oana, te rog frumos, potrește-te, Oana! Nu! E tu cum ceapă, mamă! De data asta ai belit-o! Signori, all'occhio show! Ce pipi chiarbe! Ecco!
seara, dragi telespectatori. În această seară vă vom prezenta un Q&A cu Dragoș Gărdescu. Bă, puia! Puia, să mergem. Domnule Puia, văd că lucrați la un nou album. Ce va conține materialul? O să fie cel mai șmecher album. O să conțină vreo 5 piese noi și vreo 7 remixuri. Mă rog, acum lucrez la al 8-lea și tocmai ce m-a întrerupt. Adică e un fel de reîntoarcere la origini. Da, mă rog, e bun asta. Adică, vezi tu, Puia întotdeauna a fost originar. Mă rog, e originar, e 100%, e super șmecher, e super golan. Deci... Puia, vei păstra în continuare tonul moralizator? Ce-a făcut? Vei critica în continuare neajunsurile societății. Da, băi, vezi tu, de fapt, câteodată, băi, eu fac muzică așa să fie. Înțeleg? Dar cu relațiile, cu băieții la Biugi Mafia, ce relații mai ai? nu întreții relații cu bărbații. Nu, adică zic cu tataie, cu Uzi. Păi da, cu tataie și cu Uzi, nu mă bag. Puia, ce părere ai despre legalizarea prostituției și a drogurilor ușoare? Bă, faza e că, din punctul meu de vedere, e o chestie super șmecheră, adică nu e prea tare așa. Mă rog, noi am făcut și campania asta antidrog, știi? Și adică e așa, e ok. E ok. Apropo de șmecherie și de ok, usișul, mai păstrezi legătura? Da, mă rog, nu, adică cu Sișu e altă șmecherie, că el e mai derbedeu așa, mai derbedeu, înțelegi? Eu în momentul în care eu am încercat să ies din Sălăjean, dar Sălăjeanul n-a ieșit de mine, înțelegi? A fost o chestie așa. Adică tu încerci acum un fel de exorcizare a Sălăjeanului, adică să-l... Mă, băi, stai mă, de unde? Nu, deci asta e cu... eu fac muzică așa să fie. Puia, dar ție ți se pare că Sălăjeanul s-a schimbat? Bă, mă bucur, cred că asta e cea mai bună întrebare pe care mi-ai pus-o. Da, da, prietene, s-a schimbat. În ce fel? Cum s-a schimbat? Deci îți explic imediat, prietene. Deci, până în 97, în Sălăjean puteai să vezi numai băieți de băieți. După 97 au apărut tot felul de ăștia, băi, parcă îi vezi pe stradă cu freze de alea, cu ochelari, cu rame groase, cu provere de alea în bluș, cu gulerul scos pe afară, cu bluși negri, bă, dacă îi prindeau băieții înainte de 97, păi ți-i făceau salată japoneză, ți-i tăiau cu sabia de nu să vezi. Să schimbăm subiectul, uite, vechii tăi fani spun că ai devenit mai comercial. Cum comentezi tu afirmația asta? Bă, deci în primul rând eu nu comentez. Deci eu am un mesaj pentru fanii mei, uitați fraierilor, deci uitați fraierilor, ăsta e albumul. Puia, da? Sălăjean Love, întoarcere la Baga Bonțeală. Și pentru toți aia care mă cred urban și care mă cred commercial așa, eu vă zic așa, să-mi de șmecher, dacă vă dați șmecher, de ce nu scoate și voi, mă, CD-uri așa? Păi... Adică nu faceți nimic toată viața și vă dați la mine, bă... Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit în cel mai mare studio din România, de fapt cel mai mare studio din galaxie. În această seară avem un invitat special, este vorba despre domnișoara Nikita. După ani și ani de probleme sentimentale, iată că în sfârșit și-a găsit și adevărata dragoste, și-a găsit liniștea sentimentală, ca să zic așa, alături de un bărbat misterios, senzațional, în audiență generală, în premieră în România în această seară. O avem invitată pe Nikita și pe viitorul ei soț. Rămâneți pe OTV pentru că nu aveți nimic de pierdut în momentul. Luați un loc.
Bună seara, doamna Nikita și bună seara, domnul Dan, bună seara la telespectatori. Da, de ce l-ați legat? Adică fuge. Fuge. Da, fuge. Adică de ce fuge? Fuge, ești de nebunce la cap. Eu aici, sufletul meu. Băi, l-a legat aseară cu o cătușă, știi, de care da, liberi, da, da. Și m-a dus eu la baie, că vorba, sunt femeie, am nevoie, da, știi. Da. E, și când m-am întors, ce s-a întâmplat? Ce să văd? Ce? Băi, ăsta micu își rodea mâna sufletul meu. Senzațional, dar nu știu, cu dinții sau cu ce? Cu dinții din propria lui gură, sufletul meu. Senzațional, doamnelor și domnilor, în audiență generală, numai la OTV puteți vedea cum cineva își lua de mâna cu dinții, este extraordinar. Și, dar de ce a spus să cu ăsta mare? Adică, cum de ce, sufletul meu? Cum de ce? Ei, de ce? Așa. Da, puțin. Cred că v-ați chinuit până ei l-ați băgat, nu? Nu m-a întrebat cum a ajuns aici. Dar de ce i-a spus să aia la gură, așa nu... Păi țipă, sufletul meu, da-i. Cum adică țipă? Cum adică? Ajutor! Am înțeles asta, dar de ce? Adică de ce țipă? Ce motiv are să țipă? Bă, știu, s-a urât cu binele ce motiv are să țipă. Habar n-am. Bă, stai bă aici, așa ai bărbații din ziua de azi. Bă. Nici nu le ajungi la nas, are pretenții. Bă, dacă scot asta, promiți să nu țipi? Bă! Promiți? Dacă țipi, îți scot mandibula și te bag cu ea. Stai jos aici, șa! Scurt! După cum vedeți, oameni buni... Nu țipă! Da. După cum vedeți, nu țipă, oameni buni, dar dragostea este mare, nu-i așa? A, mare, rău! Da, rău. Da, mare, mare. Așa! Întrebarea este, cum v-ați cunoscut porumbeilor? Adică... E poezie, sufletul meu, poezie! Aici, și fii atent, îți spune Nichi. Bă, băiatule, știi că zilele trecute a fost Nițeluș Ghețuș. Ia uite, mă, da, era multă, multă gheață. Nițeluș Ghețuș, știi? Și eu ca femeie... V-ați dat pe gheață și v-ați întâlnit la patinar, nu? Băiatule, eu ca femeie, că sunt fragilă, mai cad așa, știi? Da. Stai aici! Și... Când am căzut, bă, cine găsesc sub mine? Bă, ăsta mic cu sufletul meu! Senzațional, doamne și domnule! Senzațional! Incredibilă, incredibilă această dragoste, nici nu știi când te lovește, cum te troznește, te zăpăcește, așa, te trezești cu ea peste tine deodată, nu mai poți să, faci nimic. Îl ridic, așa. Îl scutur, așa frumos. Da. Îl întreb cum îl cheamă. Așa, că tocmai vreau să vă întreb, să știe toată România, toți telespectatorii, cum îl cheamă pe acest misterios iubit al Nikite. Vă rog frumos să ne dezvăluiți. La ce cameră zic? Acolo, la camera. Aia? Da. Nu știu. Cum adică nu știți? Adică, atunci să-l întrebăm pe el. Misteriosul iubit, vă rog frumos să spuneți cum vă numiți tot la cameră, dacă se poate. Vă rog frumos. Nu știu. Senzațional, doamne și domnule, extraordinar. Cum adică nu știe? Adică pe mine mă cheamă Dan Diaconescu, pe doamna o cheamă domnișoara Nikita. Pe mine nu mă cheamă nimeni, nu vin aici că așa vreau eu, da? Pe domnișoara Nikita o cheamă nimeni. Deci cum vă numiți, vreau să știm. Nu știu, că eu când am căzut, am căzut că a căzut asta, bestia asta a căzut peste mine. Da, băiatule, stop așa aici, așa! Tu nu vorbești când am eu de gând să vorbesc, da? Hai, te rog eu frumos, bă, parcă e crescut în pădure, da, nu are maniere, nu, nu, e, nu e dresat așa, nu. Da, da, bine, eu îl iubesc așa cu defectele lui, cât da, îl iubesc bine. Așa. M-a lovit la cap, m-a lovit numai... Așa, taci din gură! Dai pe scaun! Da. De ce, adică, de ce îl violentați așa? Trebuie să-l bateți tot timpul sau cum? E din dragoste, dau cu sentiment, bă! Bine, da. Știți ce, nu înțeleg de ce are ciorapul acela pe cap, adică... Cum de ce, domnul, dar cum de ce? Păi de ce? Păi ce, eu sunt proastă să recunoască cineva și să revendice? Stai pe jos aici, așa! Eu l-am găsit, ia-l meu, ghinionul, cui l-a pierdut? Aia, bă, băiatul! Aia, acasă-mă, cum așa nevoie! Audiență generală, doamne și domnule, vă așteptam să mă vă... Vă rog frumos să lăsați scaunul! Mile! Mile, eu! Mile!